gașcă, ce mai faceți voi? Sper că bine, am început școală. Ok, așa cum e, nu stă pe. Bun, azi e cu psihologia. Că să cer, ce să vezi? Știu că am menționat într-un clip anterior, dacă v-ați uitat la clipul în care vorbeam despre cărțile preferate, la un moment dat am zis că sunt și psiholog, când l-am criticat pe Nenea Bergler. Ei bine, fiind și psiholog, simt nevoia să lămuresc anumite lucruri legate de psihologie și de meseria noastră. Care e treaba cu anxietatea? Că am văzut, solicitându-se în ultima vreme chiar și pe YouTube, să se dezbată mai mult tema, cei care suferă de anxietate eventual să-și împartă între ei niște tips and tricks, adică niște ponturi și tricuri cum să gestioneze anxietatea. Nu există acele tips and tricks. Adică acel tip sau trick care funcționează pentru tine nu funcționează pentru mine și invers. Sistemul emoțional al fiecăruia este diferit. Cel mai bine, atunci când simți că ai o problemă de natură emoțională, mergi la psiholog sau la psihiatru. Nu te iei după prietena care a încercat nu știu ce terapie, nu știu ce tehnică yoga, nu știu ce pastile, că nu funcționează. Dacă ai nevoie de ajutor, mergi și cer ajutorul unui specialist, nu-l căuta pe internet. Că nu rezolvi nimic. Rezolvarea se găsește doar la medicul psihiatru sau la psihoterapeut. Bun. Astea fiind spuse, sper că am lămurit pe toată lumea, inclusiv pe cele care vorbesc despre lucrul ăsta în mediul online și care solicită să se dezbată mai mult tema. Da, e ok, cei care suferă de anxietate, ar fi foarte bine să vorbească despre lucrul ăsta. Pentru a elibera anxietatea, pentru a se simți ei mai bine și a scăpa de acele probleme care apasă pe ei. Dar asta nu înseamnă că ceea ce funcționează pentru ei, funcționează și pentru altcineva. Așa că, mai repet încă o dată, nu căutați soluții pe internet. Mergeți la specialist. Asta a fost tot ce am avut să vă spun. Dacă vreți să aflați mai multe despre anxietate, în plan teoretic, puteți să mă întrebați. Lăsați întrebările în comentarii și eu vă pot răspunde, dar nu vă pot oferi consiliere online, că nu se face. Așa ceva nu este permis nici, din câte știu eu, nici de Colegiul Psihologilor, nici de nimeni. Nu mi se pare ok să facem lucrul ăsta, pentru că eu pot oferi, spre exemplu, consiliere online cuiva care îmi pune o întrebare, să răspund într-un clip, dar se uită mai mulți oameni la clipul ăla. Și vor considera că eventual ar trebui să fie general valabil ceea ce spun eu pentru toate tipurile de afecțiuni sau pentru acel simptom. Un simptom care se poate apărea din vari motive. Și aici nu mă apuc să dau detalii pentru că nu e caz. Așa că dacă aveți întrebări în plan teoretic, puteți să mă întrebați, le lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă nu, nu. Ok, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să dați și voi un thumbs up, un subscribe și ne vedem în următorul clip. V-am pupat! Pa!